uitându-mă un pic și la partea profesională, cum ai văzut marketingul în Olanda față de cel din România, plecând de la mentalitățile oamenilor? Nu cred că am lucrat vreodată doar cu publicul olandez, cam toate rolurile pe care le-am avut și în Olanda și în alte țări au fost ori globale, ori cel puțin regionale, deci oricum mă uitam la o multitudine de țări, dar dacă e să extrag doar Olanda din ecuația aceasta, aș spune că e la fel ca și cultura. Toate reclamele, abordare mult mai directă, scurt și la obiect, mai puține povestioare și înfloritori. E mai important să livrezi mesajul, să înțeleagă audiența despre ce e vorba, și atunci cam ți-ai făcut treaba.